Credem că odată cu celebritatea la pachet vine și o viață perfectă, însă aparențele sunt înșelătoare. Unele vedete de la Hollywood ascund povești cutremurătoare, povești despre agresiune fizică și verbală, bătăi în cuplu, pe scurt violență domestică. Dar starurile nu au fost îngenunchiate, chiar dacă au simțit asta pe pielea lor. S-au ridicat mai puternice ca niciodată și sfătuiesc femeile să ia atitudine împotriva violenței. I thought maybe you were a mermaid. I'm from Connecticut. Stay away from her. She's Sanderson's fiance. She sunbathes in the nude. La începutul lunii mai, frumoasa actriță Amber Heard anunța că divorțează de celebrul Johnny Depp, invocând diferențe ireconciliabile. Două zile mai târziu, actrița apărea în fața judecătorilor cu o vânătaie pe față pentru a solicita un ordin de restricție temporar împotriva lui Johnny Depp. Actrița l-a și obținut și a susținut că actorul a agresat-o fizic de-a lungul scurtului lor mariaj și declarând că nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru. În plus, Amber a povestit în detaliu despre două dintre cele mai grave incidente, pentru care a venit și cu dovezi, mai multe fotografii în care apărea cu fața plină de vânătăi. Acum Amber încurajează femeile să lupte împotriva violenței domestice. Într-un videoclip de 2 minute lansat de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva femeilor, actrița a vorbit despre ceea ce înseamnă abuzul, fără să-l menționeze însă pe fostul soț, respectând clauzele de confidențialitate din înțelegerea lor de divorț. I guess there was a lot of shame attached to that label of victim. It happens to so many women, you know, when it happens in your home behind closed doors with someone you love, it's not as straightforward. If a stranger did this, you know, as it was pointed out to me, if a stranger did this, it would be, I don't know. Rihanna a fost și ea agresată în 2009, chiar de fostul ei iubit, Chris Brown. Cântăreața a făcut publică o fotografie în care apărea cu fața plină de sânge și de vânătăi. Chris a pledat vinovat și a primit 5 ani de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. La câțiva ani de la incident, Rihanna a avut puterea să-l ierte pe artist, spunând că este iubirea vieții ei și dând o a doua șansă relației. Cântăreața a și vorbit despre cele întâmplate. I am strong. This happened to me. I didn't cause this. I didn't do it. This happened to me, and it can happen to anybody. There are a lot of women who've experienced what I did. Iar Chris Brown și-a prezentat scuzele. What I did was inexcusable. I am very sad and very ashamed of what I've done. I have told Rihanna countless times, and I'm telling you today, that I'm truly, truly sorry and that I wasn't able to handle the situation both differently and better. În cele din urmă, cei doi s-au despărțit. Halle Berry a recunoscut că și ea a fost victima violenței domestice. Actrița a povestit că în 2004 a fost lovită atât de puternic de iubitul ei de atunci, încât și-a pierdut auzul la urechea dreaptă. Faptul că și mama ei avusese parte de tratamente asemănătoare a determinat-o pe Halle Berry să încheie relația cu iubitul bătăuș. Pamela Anderson și Tommy Lee făceau nuntă în 1995, la doar 4 zile după ce s-au cunoscut. Căsnicia lor a durat 3 ani, timp în care Tommy Lee a stat 4 luni la închisoare pentru că a bătut-o pe frumoasa.